Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem persoana la care tu te gândești ce va face. Indiferent de situația în care sunteți voi, că sunteți împreună, că sunteți despărțiți, la ce se gândește persoana și cum ar vrea să acționeze, cum vă găsește pe voi și ce văd aceea vă spun. Haideți, dragilor, să vedem ce va face această persoană. Cine este și ce energia are. Energia voastră și energia dintre voi. Au căzut toate cărțile. Această persoană. O stea. Nu spune nimic și primește ghidaj. Această persoană vă vede ca pe o stea. Doar că nu spune nimic această persoană. Nu poate, nu este într-o situație în care poate să spună ceea ce simte. Vă vede ca pe o stea. Tot universul susține această persoană pentru că această persoană vă iubește sincer și este într-un moment în care vă manifestă, chiar dacă nu vrea să recunoască, să spună, această persoană vă manifestă, dar de spus nu spune nimic această persoană. Haideți să vedem voi. Voi aveți aici un noroc deghizat, un ghinion de fapt, care sub acest ghinion se ascunde un mare noroc. Este timpul, este momentul ca măștile să sară în aer. Aici îți deblochezi mintea, îți vine o idee, știi, începi să simți, începi să te reconectezi la acest suflet pentru care ești totul. Ești pe drumul cel bun, știi că această persoană este persoana potrivită pentru tine. Aici ți se transmite în acest moment ce faci, aceea primești, ce oferi, aceea vei primi. Gândește-te bine, trimite iubire și gândește pozitiv pentru că universul aici îți transmite karma, ce oferi, aceea primești. Haideți să vedem între voi nu se spune nimic, au căzut foarte, foarte multe cărți, o să le luăm pe toate. Aici este un circ, este cineva care face scandal, face zgomote inutile și cântă în van. Dorește să vă ademenească pe un drum greșit, multe persoane sunt aici, multe bârfe, multe ceaiuri vorbite, spuse, băute la un ceai, la un... Voi sunteți conectați cu această persoană. Ce va face această persoană? Își va cânta cântecul, pentru că în mintea acestei persoane este multă, multă muzică, multă iubire. Aici va găsi un echilibru. Să descuie inima voastră și să vă ofere inima ei a lui. Dragilor, aici pentru voi timpul a înghețat în loc. Nu se spun foarte multe cuvinte, sunteți împotriva timpului, nu vreți să mai continue scurgerea timpului pentru că nu sunteți împreună aici, sunteți separați, dar conectați. Persoana nu spune pentru că nu poate, sunt multe, multe aici, multe bârfe, multe lucruri care stau în calea voastră, vă împiedică să ajungeți unul la celălalt. Această piedică va deveni un noroc pentru voi. Veți vedea cum timpul stă în loc, este momentul ca timpul să rămână, să se oprească, să înghețe, pentru ca situația dintre voi să se remedieze. Vreau să văd aici niște cărți. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Aici este Regina de Pământ, o mamă, Taur, Fecioară, Capricorn, o persoană iubitoare, o persoană empatică, o persoană bună, o persoană caldă, voi sau cealaltă persoană. Haideți să vedem. O persoană știe că a făcut ceva greșit
știe că a greșit în cel mai urât mod posibil față de voi și persoana plânge acum. Este într-un nouă de spade, nu știe cum să îndrepte ce a făcut, dar nici nu poate să vă spună nimic. Este într-un moment în care lucrurile stau în loc, cum am spus, parcă timpul a înghețat. O dramă, a creat o dramă, această mască, această tăcere a adus un mare nenoroc pe relația voastră, în sufletul vostru, dar acest nenoroc se va transforma într-un mare noroc. Patru de spade, o vindecare, o vindecare a sufletului, o vindecare a relației. Șapte de cupe, este o alegere. Persoana va trebui să iasă din carapacea ei, să aleagă, să spună adevărul, să spună ce simte, să vă spună ce simte. Aici, vrei, nu vrei, această persoană va da buzna în viața ta. Și vă va spune adevărul. Ultima carte este un cavaler de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Poate sunteți două zodii de pământ sau poate sunteți două persoane foarte stabile. Aici sunteți persoane loiale, serioase. Urmează un moment romantic între voi, o reîntâlnire. Persoana a greșit cu ceva grav, ceva v-a ascuns, poate sentimentele sale. Și atunci universul lovește această persoană. Voi ce oferiți, aceea veți primi. Mintea vi se deschide și înțelegeți toată această situație. Sunteți o stea pentru această persoană. Sunteți o binecuvântare în viața ei. Persoana trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă. Haideți să mai vedem. Să aleagă să vă spună adevărul, pentru că s-au purtat multe măști, multe persoane între voi aici. Un paș de săbii. Persoana nu vă slăbește din ochi nicio clipă, vă urmărește și nu știe ce să facă, aceeași inconstanță. Doi de spade. Evaluează situația și vine către voi, pentru că aici este în noaptea minții această persoană. 9 de spade aduce nopți nedormite, 8 de spade, blocaj, 3 de spade, se autosabotează această persoană și se simte rău, și tot o regină de monede. La capătul setului de cărți este steaua. Este o dorință care se va împlini. Acest ghinion care se va transforma într-un mare noroc pentru relația voastră, pentru voi. Aici sunt lucruri care nu pot fi spuse, pentru că ar răni alte persoane sau ar aduce lucruri grele, drame, poate în familiile fiecăruia. Dragilor, aveți aici steaua și asul de cupe, după se vede turnul. Aceste măști vor sări în aer. Această dramă se va termina cu un noroc. Poate aici se întâmplă ceva. Măștile dispar și corăbiile eșuiază. Aici este, se scufundă acest vapor. Este un 10 de spade. O durere mare. Este o încheiere a unei drame. Aici se încheie suferința. Persoana va alege să vină către voi și să vă spună ce simte. Aveți aici steaua, aveți aici asul de cupe, iar aici aveți această carte în care persoana vă vede ca pe o stea, vă vede ca pe o minune, vă vede ca pe tot ce poate fi mai frumos pe acest pământ pentru ea. Aici este asul de cupe. Sunt zodii de pământ și zodii de apă. Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești și Vărsător mai este aici. Poate fi și un Vărsător. Dragilor, această persoană nu a putut fi sinceră cu voi. Nu a putut să vă spună ce simte.
dar în curând aici măștile sar în aer și lucrurile se întâmplă așa cum vă doriți voi. Aici vreți, nu vreți, această persoană dă buzna în viața voastră și alege să vă spună tot ce simte, pentru că se trădează, pentru că nu-și spune propriul adevăr și vă ascunde. Voi aici ce doriți să primiți veți oferi, pentru că acum dețineți adevărul despre voi, despre această situație, despre ce simțiți cu adevărat pentru această persoană. Foarte frumoasă această decizie pe care o va lua acest om, femeie, bărbat, pentru că această inconstanță, această neîncredere, acest blocaj, acest timp care a stat în loc, i-a adus suferință multă și vouă, probabil. Și aici ați decis să deschideți cutia Pandorei și să iasă la iveală toate neclaritățile, toate lucrurile ascunse, toate măștile, pentru că toate aceste măști au adus multă suferință acestor persoane, vouă și persoanei voastre pe care voi o iubiți. Steaua și asul de cupe și această declarație de iubire. Vrei, nu vrei, persoana vine către tine și îți declară ce simte. Trei de cupe, va fi o bucurie, o deblocare, o energie zgubilitică care apare și toate măștile sar în aer. Frumoasă citirea. Dragilor, aveți aici o persoană care a suferit mult din cauza acestui blocaj, din cauza faptului că nu a putut să vă spună, cuvintele au înghețat, timpul a stat în loc, nu a putut să spună această persoană. V-a urmărit din umbră, de oriunde, întreabă despre voi, orice mic amănunt. Nu vorbiți, poate ați blocat această persoană, poate cealaltă persoană s-a detașat, deși a fost peste dorința ei, peste puterile ei. Îmi place această carte, Karma. Îmi place pentru că tot ce va veni către voi este ce ați simțit voi, este ce ați oferit voi și voi ați oferit aici multă iubire. Persoana vă vede ca pe o stea, vă vor fi împărtășite sentimentele. Această persoană vine într-un moment în care voi nu vă așteptați, vă așteptați cel mai puțin, dă buzna în viața voastră. Vreți, nu vreți, vine această persoană și vă declară tot ce simte. Asul de cupe și steaua. Va fi vindecarea voastră, va fi uniunea voastră. Aici persoana s-a sacrificat mult și din acest sacrificiu au rezultat drame, lacrimi, corăbii eșuate. Ce vine către voi este o frumusețe. Haideți să vedem ce simte această persoană să facă în acest moment. Este un moment. Vă cumpără un cadou în acest moment persoana. Vă alege un cadou. Un cadou pentru o persoană specială. Ar dori să vă aducă luna de pe cer, stelele de pe cer această persoană. Este într-un moment în care va alege cadoul. Se gândește, visează cu ochii deschiși, își deschide inima și primește iubirea voastră pe care voi aici o oferiți. Pentru că știți că la rândul vostru veți primi iubire. Sunt teste ale Universului, șicane, lucruri, blocaje. Cum am spus, poate ați blocat această persoană și aici este iubirea adevărată. Aici este iubirea adevărată. Este prima și ultima voastră iubire. Dacă nu este prima, este ultima. Este o iubire nepământeană, netrăită, o veți trăi și o veți trăi la intensitate maximă, pentru că aici persoana își va deschide sufletul, voi v-ați deschis mintea, iubire oferiți, veți primi înapoi tot ce oferiți. O citire foarte romantică și foarte pasională. Ce va fi între voi depășește orice imaginație. Exact la ce vă gândiți în acest moment. Veți trăi, manifestați, pentru că aici a fost o furtună. O furtună de foc, o karmă. Vine o dharmă. Sfârșituri, pierderi.
iluzii se închid, această karmă se închide pentru totdeauna. Faceți curățări, eliberări. Aici vă detașați, pot fi și divorțuri aici, pot fi împărțiri de bunuri. Poate această persoană se desprinde de vechea relație sau voi. Sunt multe lucruri, multe măști aici, multe secrete. Pasiune, pasiune mult aici, foarte multă pasiune între voi, care nu cred că este trăită. Ce simțiți voi, simte și această persoană. Ce veți oferi voi, va oferi și această persoană. Ați stat mult în cumpănă. V-ați gândit? Între iubire și ură este un singur pas. Dacă urăști o persoană, cu siguranță iubești această persoană. Nu ai cum să o urăști dacă n-ai iubit această persoană, dacă nu o iubești. Pentru că îți pasă, indiferent care ar fi sentimentele. Ura vine după momentul în care ai fost trădat, în care ai fost lovit. Această persoană nu te-a trădat sufletește. Aici, la nivel energetic, această persoană o urăști pentru că nu a avut curajul să vină către tine într-un moment în care tu ți-ai dorit. Dar aici te-a iluminat, ai înțeles că această persoană te iubește și îi trimiți iubire. O veste care te va șoca. Va veni către tine, va da buzna această persoană. Da, multă pasiune aici, foarte multă pasiune și o romanță. Totul se transformă într-o uniune, într-o eliberare de tot acest zgomot, acest circ care a fost aici. A fost ca să vă învățați toate lecțiile și să veniți într-o uniune romantică, să vă trăiți iubirea la intensitate maximă, o energie foarte frumoasă, multe iluzii v-ați făcut aici, ceva care nu a fost real. Aici ați crezut că persoana vă urăște, dar persoana vă iubește. Pentru această persoană sunteți o stea, pentru această persoană sunteți totul. Vreau să văd niște sfaturi pentru voi. Această persoană, vrei, nu vrei, dă buzna în viața ta și îți declară iubire. Între voi, romantism. Între voi, iubire pură, copilărească, inocentă. Frumos, haideți să vedem. Alege. Și această persoană va alege să rămână în iarna sufletului înghesuită în acest circ plin de persoane răuvoitoare sau să meargă către această primăvară, către această uniune, către această romanță. Sfatul vostru este să alegi iubirea. Alege iubirea, pentru că iubirea îți aduce liniștea sufletului, îți aduce încântare, îți aduce abundență. Este foarte frumos aici pentru voi. O cascadă magică, un râu magic care curge, e abundență multă, curge, nu se termină niciodată, nu se oprește. Este un nou început, este longevitate, această relație este de lungă durată. Oricâte obstacole ați avut, le veți depăși pentru că aici se transformă aceste măști, cad. Aceste măști cad și aici este un noroc deghizat. Este o roată care se întoarce. Aceste măști este o binecuvântare care vine către voi. Și acest ghinion este binecuvântarea voastră. Oricât vi s-ar părea de ciudat, veți alege iubirea. Este sfatul acestor cărți. Vine către voi o abundență de plină, un râu magic, o noutate, o schimbare a situației. Cine a creat circul, rămâne cu circul. Voi vă îndreptați aici către o uniune, către o romanță, către o pasiune. Aici este foarte multă pasiune, foc, arde, mocniți. Vine către voi această persoană să vă declare tot ce simte, dă buzna această persoană
iar împreună veți merge mână-mână până la adânci bătrâneți. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!